Dragi cititori, sunt Mirela Pop, medic primar de recuperare medicală, medic homeopat și psihoterapeut de orientare cognitiv-comportamentală. Sunt în același timp autoarea cărților Homeopatie în psihoterapie și Doctore, mă doare viața, cărți care au apărut la editura Herald, căreia îi mulțumesc pentru încredere și pentru suport. Am fost invitată de Sorin Lucaș de la editura Herald să spun câteva cuvinte despre motivația pe care am avut-o atunci când am scris aceste cărți, despre mesajul pe care am vrut să-l transmit cititorilor, căci nu e așa, orice act artistic sau creativ are în spate dorința de a transmite ceva altor oameni. Ei bine, gândindu-mă la motivația pe care am avut-o, mi-am amintit de entuziasmul pe care l-am simțit atunci când am scris prima carte, Homeopatie în psihoterapie. Entuziasm care se datora, desigur, unei frustrări preexistente, căci nimeni nu strigă Evrica dacă nu are în, dacă nu are în spate o frustrare acumulată, niște întrebări că nu le-a găsit răspuns și care sunt foarte importante pentru, pentru acea persoană. Frustrarea pe care eu o acumulasem în decursul multor ani se datora faptului că în decursul practicii medicale am observat că pacienții pe care îi tratam pentru o anumită afecțiune, pentru o anumită problemă, de obicei se întorceau după un timp, poate în care se simțeau mai bine, cu acea problemă reactivată sau cu alte probleme apărute în altă parte. Mai mult decât atât, în cele 20 de minute cât durează o consultație medicală, noi suntem obișnuiți sau suntem antrenați să extragem informații în legătură cu aspectele fizice, somatice ale afecțiunii pacientului, deși pacienții în general încearcă să ne spună ce probleme psihologice au, ce conjunctură de viață au. După acești ani în care am acumulat frustrarea de a încerca să departajez mintea de corpul pacientului, am ajuns la concluzia că acest lucru nu se poate, că în realitate omul nu este o mașină în care poți să-i repari piesele și lucrurile să meargă bine. De fapt, omul este un sistem extrem de interconectat în care mintea și corpul nu pot fi tratate separat. Ajungând la această concluzie și acumulând aceste frustrări, am hotărât să fac studii de psihologie. Marea problemă este însă că și în practica psihoterapeutică lucrurile sunt destul de limitate din punct de vedere al metodologiei, în sensul în care de data aceasta psihoterapeutul acordă atenție problemelor emoționale și psihologice ale clientului, ca așa se numește la psihoterapie în pacient, însă eludează problemele fizice sau, mă rog, trimite clientul care are astfel de probleme către un medic specialist. Iată deci că cele două profesii aveau fiecare dintre ele, desigur, valoarea lor și contribuția lor la starea de bine a pacientului, numai că fiecare se adresa unei părți a sistemului fără să existe interconectivitate între palierul psihologic și cel somatic sau fizic. Cu mult entuziasm am ajuns să aflu sau să citesc lucrări de homeopatie. Homeopatia este o medicină alternativă care se adresează simptomelor fizice, somatice ale pacienților, dar
care ține cont în administrarea remediilor foarte mult de aspectele psihologice, de simptomele psihice și emoționale, de conjunctura de viață în care pacientul s-a aflat înainte sau în timpul exprimării afecțiunilor fizice. Mai mult decât atât, legătura aceasta dintre aspectul psihologic, psihic și cel somatic era exprimat foarte riguros, fiind rezultatul a mii și zeci de mii de proving-uri, adică de experimentări ale simptomelor psihice și fizice pe care persoana care efectua proving-ul le trăia atunci când își administra un anumit remediu homeopatic. În plus, homeopatia se practică foarte mult în Europa Occidentală și nu numai, în Germania, în Anglia, în Franța, dar și în țările din Orient. Iar ca să poți să obții o competență de homeopatie, trebuie să fii medic și să studiezi foarte riguros timp de minim 2 ani homeopatia. Prin urmare, din punctul meu de vedere, homeopatia este un tip de medicină alternativă foarte bine structurat și foarte bine construit. Și cred că este foarte folosită pentru că și-a dovedit rezultatele. Ok, atunci când am început să studiez homeopatia, nu mi-am propus, nu mi-am imaginat că o să scriu o carte despre homeopatie, nu de alta, dar din fericire există o bibliografie foarte bogată în domeniu, există profesioniști extraordinar de bine pregătiți care au scris cărți de homeopatie. Am ajuns însă să scriu o carte de homeopatie în urma unei întâmplări care m-a făcut să îmi doresc ca și pacienții să înțeleagă că pot găsi un ajutor foarte important în homeopatie. Adică am ajuns la concluzia că poate ar fi necesară o carte despre homeopatie scrisă pentru pacienți și nu pentru profesioniștii din domeniu. Această întâmplare nu a fost trăită de mine, ci de către o prietenă de-ale mele. O prietenă care era într-un magazin de pălării din piața Matache, da, pe vremea aia încă mai existau magazine de pălării în piața Matache. Ei bine, în ziua aceea ea îl găsise pe pălărierul pe care îl cunoștea de ceva timp, foarte supărat, se plângea de tot felul de simptome fizice, că avea nod în gât, că avea un gol în stomac, că îi curgeau ochii, dar și de legând acest lucru de supărarea foarte mare pe care o avea, pentru că de curând îl părăsise soția cu care trăise zeci de ani. Prietena mea i-a oferit câteva granule, avea la ea un remediu numit Ignația și i-a oferit câteva granule pentru că știa că acesta este un remediu care se dă în pierdere, în general, în pierderea unor relații, unor persoane dragi, etc. Ei bine, după ceva timp, ea s-a reîntors să-și ia pălăria pe care o comandase și l-a găsit pe pălărier mult mai bine și din punct de vedere fizic și din punct de vedere psihologic, era mai echilibrat, mai liniștit, i-a mulțumit pentru granulele, pentru remediul pe care îl dăduse. Și apoi pălărierul, după ce i-a mulțumit prietenei mele, se întoarce către un alt client care se găsea în magazin și îi spune: știți că domnișoara asta are niște medicamente pentru suflet. Așa a numit el remediile homeopate. De altfel și cartea homeopatie în psihoterapie trebuia să se numească, din punctul meu de vedere, Medicamente pentru suflet. Acesta a fost primul titlu pe care l-am ales pentru carte. Pentru că, da, homeopatia poate fi folosită ca un fel de medicament pentru problemele noastre psihologice și emoționale. Cea de-a doua carte, apărută la editura Herald, este Doctore, mă doare viața.
Este un ansamblu de articole, unele dintre ele se regăsesc și pe blogul meu, în care am încercat să abordez problemele psihologice, diverse probleme psihologice prin care trecem toți în decursul experienței noastre de viață, nu știu, începând cu revolta adolescentină, atacuri de panică sau anxietate, obsesivități, probleme de alimentație, relații extraconjugale și așa mai departe. Această carte și acest ansamblu de articole cuprinde unele articole mai scolastice, așa, în care am încercat să explic cititorilor ce li se întâmplă și cum pot să managerieze diversele situații de viață, dar sunt câteva articole și cu abordare un pic mai umoristică, pentru că nu e așa. Umorul este unul dintre mecanismele cele mai bune de gestionare a problemelor psihologice. Gândindu-mă așa pe global, cred că atât homeopatie în psihoterapie, cât și doctore mă doare viața, au fost scrise în încercarea mea de a ajuta, pe pacienții mei să regăsească mai ușor și poate mai deplin starea lor de sănătate, nu doar fizică, ci și emoțională și psihologică.